Noul antrenor al clubului Rapid CFR Suceava își dorește să plece la drum cu o victorie pe teren propriu în meciul de vineri cu ACS Berceni. Ar fi prima victorie de acasă a rapidiștilor după o pauză de 6 luni. E un meci foarte important de vineri. O echipă foarte bună, cu jucătorii foarte experimentați. Însă eu cred că vom câștiga acest meci. Sunt foarte încrezător. Eu cred în jucătorii care sunt în vestiar, îi cunosc foarte bine și cred că vom face o partidă foarte bună și la sfârșitul jocului sperăm să luăm toate cele 3 puncte. Să vină și la noi prima victorie după atâta timp, ținând cont că n-am mai câștigat de vreo 6 luni, în afară de meciul de la Piatra Neamț, care am jucat cu niște copilași. Pe arena am câștigat de 6 luni și ne dorim toți, chiar toți, ne dorim ca vineri la ora 5 să facem un joc cât mai bun și să câștigăm primul meci. Dorim să chemăm cât mai mulți suporteri la stadion. Meciul va avea loc vineri la ora 5. Îi rugăm pe această cale să fie alături de noi și să ne ajute să reușim să luăm cele 3 puncte care sunt foarte vitale. Nu vă spun din start, egalul nu ne ajută pe teren propriu. Meciul dintre Rapid Suceava și ACS Berceni este programat pentru vineri de la ora 17 pe stadionul Areni, în cadrul etapei a 6-a din play-out-ul Ligii a 2-a.